primar prins în flagrant în timp ce lua mită. Un edil din Ialomița este acuzat că a primit anul trecut peste 70.000 de lei de la un om de afaceri pentru contracte cu primăria. Concret, Costel Vieriu, primarul comunei Grindu, ar fi încasat un comision de 10% din facturile emise după ce antreprenorul a bătut palma cu municipalitatea. După ce s-a asigurat că firma respectivă a câștigat contractul, inculpatul Vieriu Costel a primit în două tranșe de la omul de afaceri suma de 41.000 de lei, reprezentând contra valoarea comisionului menționat anterior. Într-un context asemănător și pentru același motiv, inculpatul Vieriu Costel a cerut de la aceeași persoană un comision de 15% și a primit la data de 29 noiembrie 2018 suma de 30.000 de lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, susțin procurorii DNA. Primarul din Grindu a fost arestat la domiciliu pentru trafic de influență. Tribunalul București a decis ca bărbatul să stea în arest 30 de zile.